Câteva sute de giurgiuveni au participat vineri la prânz în fața prefecturii Giurgiu la acțiunea de protest organizată de organizațiile municipală și județeană ale Partidului Național Liberal. La miting au participat atât liberali din municipiu cât și din județ. În mijlocul oamenilor s-au aflat și liderii lor. Mitingul de astăzi vrea fi un strigăt împotriva atentatului la democrație din România. E un strigăt împotriva atentatului PSD și manipulării justiției din România. E un strigăt de ajutor față de frații noștri, de rudele noastre din diaspora, muncitorii care ne-au trecut prin criza din 2009-2012 și pe care PSD-ul îi consideră astăzi ca fiind oameni de mâna a doua, ei că au venituri foarte reduse, iar familia lor care a rămas în țară, copiii de vingolani și soțiile femei de moravuri ușoare. Astăzi, de fapt mâine, vom trăi momentul din urmă cu 25 de ani, când președintele de onoare, fondatorul PSD-ului din România, Ion Iliescu, a adus minerii în București. Despre nemulțumiri, care nu sunt puține, au vorbit și protestatarii. Protestez împotriva guvernului Ponta și în special al dânsului ca persoană. Am sperat că fiind o persoană mai tânără se va ocupa mai mult de țară, dar toată lumea se plânge că trăim din ce în ce mai rău de la o zi la alta și poate că așa se va schimba ceva și vor mai ieși și alți români în toată țara să iasă, cum am ieșit la Băsescu, să iasă și acum, pentru un trai mai bun, pentru a ne aduce copiii care sunt plecați în afara țării să muncească și pentru a trimite bani în țară, fiindcă din salariile pe care le avem de mizerie nu putem să ne descurcăm. Acțiunea de protest a desfășurat vineri la prânz în fața Palatului Administrativ, ce adăpostește reprezentanta guvernului în teritoriu, cu ocazia moțiunii de cenzură care se dezbătea în Parlament, cea în care Victor Ponta i-a acuzat că a sabotat deliberat votul românilor din diaspora la alegerile prezidențiale. Mai multe amănunte despre acest protest veți afla în ediția specială difuzată în această seară după Jurnalul de Știri.